Salutare, dragii români! Ediția aceasta o vom dedica sexului frumos și nu oricum sau de oricând, ci mai exact femeilor din primul război mondial. Știm cu toții că în marile războaie, bărbații, mai de voie, mai de nevoie, și-au lăsat în urmă familiile și au plecat la luptă departe de casă. Și totuși, ce au făcut femeile între timp? Unele au devenit eroine, altele, din contră, au trădat. Unele au fugit, altele s-au ascuns, iar cele mai multe au stat și au îndurat războiul de acasă. Dar să le luăm pe rând. Rămase singure, multe dintre ele, măcinate de dor și griji, au îmbrăcat haina albă a întrajutorării. Majoritatea s-au făcut pe nepusă masă infirmiere sau simple lucrătoare prin spitalele improvizate. Dovezi despre ce făceau ele mai exact nu prea există, doar câteva memorii scrise de aristocratele vremii. Avem astfel categoria eroinelor. Printre ele, Regina Maria, care între 1916 și 1918 a devenit mama soldaților răniți pe front. Un alt exemplu este scriitoarea Hortensia Papadat Bengescu, cea care s-a înscris o bună bucată de vreme, infirmieră în spitalul improvizat din Gara Focșanilor și care, inspirată din război, urma să scrie mai apoi Balaurul. Ultima, dar categoric nu cea din urmă, a fost eroina de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu, cea care și-a pierdut viața în bătălia de la Mărășești, luptând până la capăt în fruntea plutonului de infanterie al armatei române. Alte femei au rămas acasă și, fără voia lor, au devenit responsabile cu administrarea averilor, dar și cu ascunsul lor în timpul rechizițiilor făcute de soldați. În timpul războiului au mai existat însă câteva tipuri de femei. Erau cele care, în ciuda dramei prin care trecea România, au găsit totuși timp de rivalități și bârfe. Mai erau cele care au căzut pradă soldaților străini, dar și cele care au trădat țara și s-au transformat din patriote în spioane. Un exemplu de rivalitate a fost cea dintre surorile premierului Ionel Brătianu, infirmiere, și Alexandrina Flăcoianu, pe atunci responsabilă cu un spital din București. Cele două, Pia Alimăneșteanu și Sabina Brătianu, povestesc cum Alexandrina le-a înlăturat din spital pe motiv că numele lor creează probleme. După război, acuzată de colaboraționism, Alexandrina își publică la rândul ei memoriile, unde se disculpă de toată vina. Femeile de rând sunt cele care nu aveau timp de bârfe, pentru că ele sufereau cel mai mult. Pe lângă că au rămas fără bărbați, multe s-au trezit în casă cu soldați de toate felurile. Nu aveau de ales, trebuiau să-i găzduiască, să-i spele, să-i hrănească și de cele mai multe ori să le satisfacă poftele trupești. Cele mai răsărite, cu influență și suspuse, au văzut în această invazie o oportunitate. Servitoarele nemțoaice și înguroaice aveau să se îndrăgostească de soldații străini, pe când stăpânele caselor făceau pact cu diavolul, unele pentru o bucată de mâncare, altele pentru mai mult. Necredincioase au fost multe. Așa se face că în 1917, când majoritatea bărbaților erau plecați pe front, tribunalul Ilfov a înregistrat numai puțin de 4.000 de cereri de divorț depuse de femeile rămase acasă. Nu doar în București se întâmplau nebunii, ci și pe front. În Moldova, de exemplu, infirmierele au fost acuzate că făceau chefuri cu soldații francezi. Din fericire pentru ele, până în ziua de azi, aceste zvonuri nu au fost probate. Acesta este portretul femeii în primul război mondial. Despre alte lucruri inedite vom discuta într-o emisiune viitoare. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!